Aș dori doar să citesc două versete. Spune așa Fapte, capitolul 3, ultimele două versete. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri. Când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la păcatele sale. Amin. Luați locurile. Suntem la închinare și ne închinăm lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă aici ne spune, fiindcă Dumnezeu l-a ridicat pe Iisus, ca El să primească toată închinarea, toată gloria și slava. Și cred că de asta suntem aici, nu-i așa? Toți să ne închinăm Lui, cu o inimă curată și cu o viață de plină, dedicată Lui în întregime. Amin. Am vrea să facem o rugăciune, un demn pentru cei care slujesc și în special am vrea să ne rugăm pentru cei care anul acesta au slujit cu copiii. Am vrea să facem o rugăciune specială, totuși cei mai mulți sau cele mai multe fete slujitoare de la școala duminicală sunt plecate în vacanță, chiar și Daniela Loman, cea care a fost anul trecut, adică anul acesta cu copiii, dar totuși mai văd aici pe câteva surori, am vrea să ne rugăm pentru ele. Ceea ce am vrea să înțelegem din acest cuvânt al lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este dragoste. Luna aceasta citim Fapte și cei mai mulți au vorbit de aici spunând că aici în această carte vedem faptele apostolilor. Alții au zis că vedem faptele Duhului Sfânt. Alții au zis că vedem darurile de manifestare a lucrării Duhului Sfânt. O biserică plină de roade și de fapte. Dar dincolo de toate acestea, eu cred că în această carte nu vedem altceva decât dragostea lui Dumnezeu pentru toată omenirea. Aici Apostolul Petru aduce în discuție legământul Dumnezeu făcut cu Avram. În acest legământ Dumnezeu avea în vedere toate neamurile, tot pământul să fie în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și asta o vedem astăzi aici. Noi suntem neamurile care au fost atinse de dragostea lui Dumnezeu. Deci nu vedem un Dumnezeu care controlează istoria sau guvernează istoria, nu, ci un Dumnezeu care își arată dragostea. Mi-a plăcut un cuvânt pe care fratele Vlad l-a spus înainte, un Dumnezeu care modelează prin țepuși, dar modelează prin dragoste. Asta vedem în biserica primară. În primul rând, un Dumnezeu care se dăruiește pe sine însuși. Teologii spun kenosis, un Dumnezeu care se golește de El. Aici vedem limitele lui Dumnezeu, slăbiciunea lui Dumnezeu, că atât de mult ne-a iubit, atât de mult a iubit ființa umană, atât de mult a iubit pe tine, încât s-a dat pe sine însuși și a scos divinitatea și s-a îmbrăcat în umanitate. Aleluia! Și asta vedem, un Dumnezeu care a iubit atât de mult biserica, încât s-a dăruit pentru biserică și a dăruit Duhul Sfânt bisericii. Aleluia! Deci vedem o dragoste divină manifestată de Hristos însuși, de Dumnezeu, prin moarte și prin dăruire. Așa spune Dumnezeu după ce l-a ridicat pe robul său, Dumnezeu l-a pus pe cruce ca să fie pentru noi o binecuvântare. Deci prin crucea lui vedem dragostea lui Dumnezeu, nu vedem blesteme, ci vedem dragostea lui pentru mine și pentru tine. Și această dragoste ne motivează să fim mântuiți, să venim la biserică, să slujim pe Domnul. Mi-aduc aminte de părinții mei, nu erau educați sau nu erau oameni deosebiți, erau oameni obișnuiți, dar nu mi-aduc aminte o duminică, măcar o singură duminică când au lipsit de la biserică. Pentru ei, dragostea lor față de Dumnezeu era prin acea slujire, prin acea ascultare, dedicare completă. Pentru ei, prezența Domnului la biserică și împărtășia frățească era ceva absolut. La fel și noi, ceea ce vedem în fapte, vedem o biserică care se dăruiește, o biserică care iubește și această iubire o vedem prin slujire. Vedem apostolii care devin închiși datorită slujirilor. Am vrea și noi să înțelegem
Dragostea lui Dumnezeu este ceea ce trebuie să ne motiveze la o viață de acțiune, de slujire, de dedicare, de mântuire. Și aceasta se poate vedea zi de zi în viața ta atunci când iubim. Dacă nu ne iubim și dacă nu este dragoste în viața noastră, degeaba suntem aici. Dragoste e ceea ce trebuie să guverneze viața, biserica, slujirea. Și de aceea am vrea să iubim mai mult, să ne iubim unii pe alții cu dragostea lui Dumnezeu. Atunci când iubim, nu mai vedem greșelile, imperfecțiunile. Atunci când iubești pe cineva, atunci petrești timp cu El, la fel și noi, dacă iubim pe Iisus, dacă iubim biserica, venim la biserică, ne dăruim bisericii, fiindcă noi, tu și eu, suntem biserica lui Hristos, care se vede când iubim, când nu iubim, nu mai suntem o biserică, suntem altcineva. Ceea ce înțelegem de aici, un singur lucru și ne rugăm, spune că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus ca voi să fiți iertați de păcatele voastre. Asta este problema majoră a omenirii, și anume, păcatele lor sunt ceea ce nu pot să scape de ele, decât prin calvar și prin cruce. Putem face orice ce am vrea. Nu putem să fim iertați, răscumpărați, mântuiți, eliberați, decât prin Hristos și prin cruce. Și de aceea am vrea să ne rugăm de asemenea ca să iubim păcătoșii și să urâm păcatul. Fraților, ne place în biserică, ne place să cântăm, ne place să predicăm adesea, ne place să facem lucrările Domnului în biserică, dar uităm să slujim pe cei păcătoși, să iubim, spune Pavel, nu mai știu exact, sau Iuda, să-i smulcem pe unii ca din foc. Adică să haina lor plină de sânge. Uneori oamenii trăiesc în întuneric și uităm de fapt că singura lor speranță este biserica, atunci când biserica își manifestă dragostea față de ei. Noi iubind putem să-i aducem la biserică, doar iubindu-i. Putem să facem orice, putem să le dăm bani, putem să facem orice altceva, nu schimbă deloc decât dragostea noastră. De aceea, haide să iubim pe păcătoși, haide să le spunem de dragostea lui Dumnezeu, haide să ne manifestăm această dragoste slujind și slujind Domnului în dragoste. Dumnezeu binecuvintează, așa vedem aici acum, Dumnezeu în fapte binecuvintează toate neamurile pământului. De ce? Prin biserică Evanghelia a fost dusă în toate colțurile pământului. Așa am citit, fiindcă voi, fii biserica, sunteți fii legământului avramic, fiindcă voi duceți Evanghelia la toți. Asta uităm noi, că toți au nevoie de Evanghelie. Nu doar eu și tu, ci toată lumea, toți păcătoșii. Hristos pentru toți a murit și toți vor să fie vindecați, dar numai Dumnezeu face prin aceia care aleg și își deschid mintea și inima Domnului. Haideți să ne ridicăm picioare, e ușor să predicăm, dar vrea să ne rugăm mai mult. Invit în față surorile care sunt prezente în locul acesta și au slujit cu copiii și ne rugăm, eu cu fratele păstor Ciprian ne vom ruga, începând de la grupa mică, grupa mare și adolescenți, aș vrea să veniți și ne rugăm pentru voi. Și apoi, din septembrie, când va începe din nou școala duminicală, din nou va fi o echipă proaspătă, sora Denisa Moldovan dorește să-și construiască o echipă, dacă dintre dumneavoastră doriți să slujiți la școala duminicală cu copiii, vă rugăm, luați legătura cu sora Denisa și vrem ca împreună să binecuvântăm copiii noștri prin cuvânt și prin dragoste. Ne rugăm cu toți împreună și Domnul să atingă fiecare cu dragostea lui Hristos și Domnul să ne binecuvânteze. Amin!